Doamnelor și domnilor, vă propun să urmăriți o întâlnire cu români de la capătul pământului. Am aici cel mai recent număr al revistei Pagini Românești în Noua Zeelandă, revistă editată de Adina și Cristi Dumitrache. Am plăcerea să-l salut în curtea interioară a televiziunii române din Calea Dorobanți pe editorul acestei reviste, Cristi Dumitrache. Bine ai revenit, Cristi! Bine v-am găsit! Bine ai revenit în România. Am rămas uimită. După câți ani? După 7 ani. 7 ani, da. De ce Noua Zeelandă? Acum 7 ani. N-aș putea să spun, foarte complicat. A fost o decizie pe care am luat-o și ne pare bine că am luat-o. Este o lume diferită, complet diferită de România, și cu bune și cu rele. Dar ne-am bucurat foarte tare că am revenit, măcar pentru o scurtă vacanță. Care a fost prima impresie? O lume complet diferită și iată, acum 7 ani ați ajuns acolo și avem aici numărul 46 din Pagini Românești în Noua Zeelandă. Da, de aproape 5 ani edităm lună de lună revista și o primesc destul de mulți români în Noua Zeelandă, este gratuită. Impresia, care a fost impresia la revenirea în România? Da. A fost foarte puternică și cu foarte multe sentimente. După atâția ani, probabil asta a fost din cauza aceasta am avut, pentru că a fost o perioadă lungă. Am găsit România foarte schimbată și cu bune și cu rele, ca și Noua Zeelandă, dar mai mult cu bune, pentru că întotdeauna revenim cu plăcere, adică e țara noastră și chiar dacă am devenit și cetățeni neozelandezi, suntem români în continuare și scoatem revista în limba română și facem acțiuni pentru români, deci... Până la urmă, nimic mai firesc, am putea spune, un jurnalist să editeze, iată, o revistă. Îți amintești una dintre ultimele tale emisiuni? A, da, aveam emisiuni de sport, a fost mai de mult în timp și aveam și emisiune Globetrotter, unde prezentam și imagini din alte țări și probabil că asta a generat și dorul de ducă, în care la un moment dat te năpădește. Chiar sunt foarte mulți români din afară și chiar și în Noua Zeelandă și în Australia, peste tot, dar care rămân români totuși. Ne vorbești puțin despre comunitatea de români din Noua Zeelandă, cei pe care îi cunoașteți voi? Sigur. Deci, în Noua Zeelandă sunt, conform ultimului recensământ, în jur de 2000-2500 de români. Au fost mai mulți, dar o mare parte au migrat spre Australia, spre țara vecină, soră. Și din acești români, din păcate, doar o mică parte sunt într-un fel de comunitate activă. Există revista Pagini Românești, care și organizează evenimente. Există Asociația Românilor Doina din Noua Zeelandă. Există și o emisiune de radio în limba română de o oră pe săptămână. Și o trupă de teatru în limba română. Deci sunt destul de mulți români care vor să facă ceva, să realizeze ceva. Din păcate, nu suficient. Suntem cam în jur de 200 de membri activi care ne întâlnim, schimbăm impresii sau facem ceva practic. Restul rămân puțin ascunși, dar tot români se declară. Până la urmă, poate e vorba despre, nu știu, lipsa de timp sau că ideea asta asociativă. I-am întrebat pe unde am fost prin străinătate pe românii, unii ne spuneau că pur și simplu nu găsesc timp și nu găsesc resurse, energie și pentru alte activități. Pe unii și sperie, da, asocierea. Deci cred că este o chestie rămasă de mult.
cred că îi sperie, dar nu este nimic rău în a te întâlni din când în când sau a merge la un festival unde să te întâlnești cu alți români sau a citi o revistă în limba română, mie îmi pare normal. Deci nu cred că e nimic foarte complicat. Lipsa de timp, și noi ne lipsește timpul și noi lucrăm din seara acasă și facem revista, deci nu este o scuză lipsa de timp. Poate doar că au vrut să se izoleze puțin, fiecare are viața lui. Și cât de greu se găsește acum un loc de muncă în Noua Zeelandă? Ce să spun? Practic se găsește destul de greu pentru că este o lume diferită. Tot timpul revin la treaba asta, complet diferită de Europa, în general de Europa, nu neapărat de România. Însă dacă vrei, este o chestie certă că nu poți găsi un loc de muncă așa cum ți-l dorești din prima, cum se spune, este complicat. Deci trebuie puțin să lași din așteptări și pretenții și se construiește greu un loc de muncă și cu o viitoare carieră, dar nu este imposibil. Ca să dau un exemplu, avem un regizor și o actriță, George Tudor și Cristina Ionda, care tocmai au pus în scenă scaunele lui Ionesco în Auckland, orașul cel mai mare din Noua Zeelandă, și care au jucat piesa lui Ionesco în engleză și în franceză. Incredibil, după părerea mea. Mi se pare greu textul și în română, dar mite în engleză și în franceză. Cu un succes monstru a fost sala plină la Festivalul Internațional din Auckland. Și iată că au putut să facă ceea ce au vrut să facă. Sunt actori din România, actor-regizor, și iată că au putut să facă deci orice e posibil. Nu e imposibil, nimic nu e imposibil. Sau... Da, până la urmă, îți poți atinge idealul și acolo. Poți. Este greu, dar poți. Nu, în nu România, e imposibil. În România e și mai greu. Era și mai greu acum 7 ani. E la fel de greu acum. Văzut acum, în momentul ăsta, cred că nu este mai greu. Cred că este mai ușor în România. Nu știu de ce, n-aș putea să explic, dar cred că în România e mult mai simplu. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, că a fost jurnalist și așa mai departe. Cred că poți să... În primul rând că sunt multe televiziuni în România, deci este șocant. În Noua Zeelandă sunt câteva televiziuni, un singur ziar național, adică pentru un român este foarte complicat. Un singur ziar ce e de foarte bun și care cuprinde tot, deci are zeci de pagini și însă este șocant și mai ales cu televiziunile foarte, foarte puține față de România. Deci bănesc că aici este mai ușor ca jurnalist să faci. Mă gândeam la Globetrotter și drumul acesta început acum 7 ani, când v-ați hotărât să plecați, v-ați gândit la o etapă? Acum vă gândiți că la un moment dat poate veți reveni sau deja acolo e acasă al vostru? Foarte complicat de spus, pentru că viața este în... Noi suntem într-o continuă mișcare. Cred că acolo este casa noastră acum, dar aici avem familia și toate amintirile și prietenii, deci România este parte din noi până o să murim, deci nu. Care sunt lucrurile bune în Noua Zeelandă? Care sunt lucrurile rele în România? Care sunt lucrurile rele în Noua Zeelandă? Care sunt lucrurile bune în România? Avem o oră, două. Da, cred că o să încerc doar câteva lucruri care îmi vin în minte. Lucruri bune în Noua Zeelandă. Este o țară foarte frumoasă, incredibil de frumoasă. Și viața este destul de ușoară și foarte easy, cum spun ei. De exemplu, dacă putem să facem o paralelă între români, românii când au o zi liberă în România, așa cred, știu de la prieteni, merg acasă, se relaxează sau se întâlnesc cu niște prieteni la o berărie sau undeva, neozelandezii ies imediat în natură, oriunde. Se face sport foarte mult, se joacă rugby, se joacă cricket, deci efectiv, când au o secundă liberă, sunt afară, outdoor. Deci este o națiune de oameni foarte liberi, foarte sportivi, foarte sănătoși, căliți și, în general, foarte veseli. Și
ospitalieri, sunt așa... Asta e un lucru foarte bun și sunt renumiți pentru spiritul ăsta, chiar și cu australienii în tandem, pentru că sunt țări legate. Lucruri... Noi stăm la sarmale de multe ori, duminica, nu? Da, da, e adevărat. Da. Și sunt bune. Și sunt bune. Lucruri rele, nu știu, probabil că este dificultatea de a te adapta complet, perfect, tocmai pentru că sunt lumea așa de diferite. Deci, cred că asta e un lucru destul de complicat. Și de asemenea, de a-ți găsi un serviciu bun, o profesie apropiată, e destul de greu. Ca să nu zic greu, destul de greu. Deci asta ar fi un punct slab. De asemenea, pentru, poate că este puțin cam izolat, este ca un fel de loc idilic, aflat undeva la țară, unde oamenii merg să se relaxeze. Așa se și spune despre Noua Zeelandă, că suntem foarte la țară și în celălalt capăt al lumii. Ceea ce este și un lucru bun. Izolat complet, nu avem probleme cu războaie, cu niciun fel. Deci, poate că venind din România, de la atmosfera asta foarte agitată și foarte, așa cum o știm toți, e foarte... Dacă mergem în Noua Zeelandă, este ca într-o excursie la un sanatoriu, liniștit și pașnic și vii cu bateriile încărcate. Acum la România e mai complicat. Am venit după 7 ani, deci nu știu ce să spun. Un lucru care m-a șocat în mod negativ a fost, am mers ieri pe, nu mai știu cum se cheam, bulevardul care merge spre Cismigiu, un bulevard central. Elisabeta, și, și l-am văzut, da. Nu înțeleg cum cineva nu a reușit să facă niște magazine sau, deci este absolut devastat arată, ceea ce mi se pare ciudat pentru că este în centru, în buricul târgului, cum se spune. Și oamenii mi se pare puțin mai încruntați decât ar trebui să fie și mai preocupați, poate că viața este mai complicată și mai dificilă. În schimb, la lucruri bune, sunt foarte fericit că am ajuns. Îmi place că se vorbește limba română peste tot în jurul meu și e foarte bine, e reconfortant. Sunt acasă, este prima acasă. Să revenim la Pagini Românești în Noua Zeelandă. Când a apărut primul număr, ce v-ați propus? Pentru că e un demers, totuși, dificil să editezi o revistă de calitate, cu un conținut de calitate, o formă grafică bună, se distribuie gratuit. Primul număr a fost așa, mai mult ca într-o joacă. Am vrut să văd dacă mai pot să mai scriu, să rămân într-o oarecare formă jurnalistică. Și primul număr a avut 4 pagini. După care am crescut în mod constant și am ajuns la 20 de pagini. E complicat să faci o revistă pentru că o faci pe timpul tău, pe resursele tale, și dar este totul din pasiune. Deci este ca și copilul nostru și îl iubim. Deci. Până la urmă, care este rostul unei reviste într-o comunitate de români din străinătate? Păi rostul unei reviste este... e complicat de spus pentru că, încă o dată, în România este diferit, sunt foarte multe reviste, în Noua Zeelandă e singura revistă în limba română. Sunt foarte mulți oameni bătrâni care nu pot merge, de exemplu, la biserică duminica, locurile tradiționale de întâlnire ale românilor. Nu pot veni foarte des la întâlnirile organizate, poate că nu au de cum să ajungă sau sunt foarte în vârstă, nu folosesc computerul, deci nu au acces la ziarele din România, la presa din România, nu au TVR internațional, care este singurul post care emite în Noua Zeelandă, și suntem foarte bucuroși, toată lumea are antenă. Însă, și tocmai asta este rostul, este acel mic ceva care umple, alături și de emisiunea de radio care este realizată de Lucia și care are un rol foarte important, pentru că la radio toată lumea poate să asculte. Și de asemenea, noi avem și un serviciu, revista nu este tipărită, o trimitem doar prin e-mail. Iar pentru cei care sunt în vârstă și care nu pot
citi e-mail sau nu pot deschide sau nu știu sau nu au calculator, o trimitem prin poștă alb negru numai ca să o poată citi. Și cred că asta este rostul revistei, să umple un mic gol pentru cei care nu pot să acceseze celelalte canale de informații. Și să informeze comunitatea cu ce se întâmplă în rândul sigur ei, pentru sigur că, iată, văd instalarea noului părinte la Auckland, acel festival la care a participat și România de promovare a României și sigur, lucruri informăm la zi, nu? Da, da, avem și știri, informăm lumea. Cred că este o chestie bună să există o revistă. Ca și toate celelalte asociații, emisiune de radio, biserica este cea mai importantă, în jurul ei se strânge toată lumea. Acum suntem foarte bucuroși pentru că noul episcop, Sfinția sa Mihail, a realizat un lucru extraordinar după ani de zile în care Noua Zeelandă nu mai exista niciun fel de coordonare. Acum avem biserici în toate parohii, în toate centrele importante din Noua Zeelandă. Un episcop, cel mai tânăr episcop, de altfel, sigur, al românilor. Dar este extraordinar cât de multe a putut să facă în atât de scurt timp și incredibil pentru noi. Dintr-o dată, după ani de zile în care nu s-a întâmplat nimic, avem parohii peste tot și oamenii sunt foarte bucuroși. La biserică în Auckland, de mult nu a mai fost atâta lume, nu exista slujbă în limba română. Iar acum sunt sute de persoane, fără exagerare. Deci este un loc foarte important. Din România nu se vede așa. În diaspora, lucrurile mici sunt foarte importante. Biserica este foarte importantă. Dincolo de aspectul spiritual, este locul unde se întâlnesc cu toții și unde sunt toți românii adunați. Și unde este părintele și care este liderul întregii comunități. Și atunci, cât de important e rolul părintelui în comunitățile românești? E cel mai important, după părerea mea. Dincolo de reviste, asociații și alte lucruri adiacente, părintele este liderul comunității și biserica întotdeauna adună pe români în loc să-i despartă. Fiecare are interese diferite. O revistă poate să aibă interesul său, o asociație interesul său și așa mai departe. Numai că biserica adună, ceea ce e important. Și biserica e de fapt acasă, acolo în timpul Sfintei Liturghii? Este acasă, este acasă? În limba română și toată lumea se simte perfect. Este bucățica de România transportată acolo. Câte asociații sunt acum în Noua Zeelandă? În Noua Zeelandă doar o singură asociație în Auckland și mai sunt și în Hamilton, în Christchurch. E mare lucru, de regulă acolo unde sunt români sunt și multe asociații. Da, e foarte ușor să faci asociații la rând, dar e foarte greu să le menții și să faci ceva în acolo. Deci la Asociația Doina s-au făcut foarte multe lucruri bune. Noi suntem în relație bună cu ei, suntem independenți de ei, dar recunoaștem lucrurile bune pe care le-au făcut. Au ținut românii o parte mică, deci v-am spus că nu sunt foarte mulți români activi, dar au ținut. S-a știut că există o asociație a românilor, că există români și de asemenea la biserică, dar acolo nu este asociație, e parohie. Pe lângă biserică se țin și cursuri de limba română pentru copii, școala de duminică, școala de sâmbătă? Nu, este o școală, probabil că o să se înființeze acum, dar este o școală românească înființată la inițiativa Asociației Doina și pe care o sprijinim și noi cu revista, chiar și eu sunt profesor voluntar acolo, da. Și ce le spui copiilor? Oh, da, multe. Eu n-am mai fost de mult pentru că trebuie să vin în România, și dar îi sprijin, prezint copiii, mă știu, le trimitem și cărți rechizite și așa mai departe. Este o școală condusă de Mihaela Enache, o fată foarte sufletistă și sunt foarte mulți voluntari care vin efectiv din timpul lor cu copiii, azi sunt peste 30 de copii și e un lucru extraordinar pentru că mulți uită limba română. Da, când văd aici voluntarii școlii românești din Auckland, îi prezentăm în fiecare număr și am prezentat număr? Și copiii, da. Da, e foarte important. Se țin tradiție de mărțișori, s-au făcut mărțișoare de Paște, se încondează o lucruri pe care ei nu le mai știu. Le știu din casă, dar lucrurile se uită, iar
toți vorbesc engleză impecabil, română stâlcit, unii nu vorbesc. Și e foarte frumos și foarte plăcut să-i vezi vorbind din nou în limba română. E incredibil să-i vezi din nou trăind românește. Voi doi, când ați ajuns acolo, vorbeați engleză impecabil sau... Nu. Iată o altă provocare. Nu. Departe. Vorbeam engleză normală, cum vorbesc toți românii și... Bineînțeles că în timp ți se perfecționează și vorbești o engleză... Kiwi, cum se spune, deci nu este engleza curată, este mai cum este irlandeza sau deci sunt variațiuni, dar nu e nicio problemă, toți românii se descurcă foarte bine, copiii prind imediat și sperăm să prindă imediat și limba română din nou. Spre finalul discuției noastre, printre cei care au venit recent în Noua Zeelandă, români pe care i-ai cunoscut, cum sunt? Nu știu, când au venit? Am văzut chiar la târg, am avut două standuri și revista și asociația și am prezentat, am făcut campanii de prezentare a României și am întâlnit la Târgul Internațional din Auckland, care se desfășoară an de an, multicultural. E un eveniment foarte... În Noua Zeelandă sunt foarte multe națiuni, e o țară de migranți, cam un fel de America a altor vremuri. Și am avut un am făcut un sondaj despre cel mai faimos român, i-am prezentat pe toți și bineînțeles că a câștigat Nadia la o diferență foarte mică de Dracula, de Vlad. Da, și revenind la întrebare, am văzut câțiva români, în general când vin, când sunt proaspăt veniți, sunt puțin dezorientați, pentru că v-am spus, revin la chestia asta, e o lume diferită, complet diferită și destul de complicat să te adaptezi, însă nu e imposibil. Acum, dacă ai fi în locul meu, ca acum 10 ani să spunem, ce ai vrea să-l întreb pe Cristi Dumitrache? Dacă îi lipsește profesia. Și răspund, pot să dau răspunsul? Da, îmi lipsește foarte mult. Totdeauna am iubit televiziunea. E visul meu să facem o emisiune de televiziune în limba română acolo. E foarte complicat economic vorbind și, mă rog, e complicat, dar da, îmi lipsește foarte mult.